Bună seara și bine ați venit la această seară de sărbătoare. Vă rugăm să ne încercăm să ne găsim câte un loc, pentru că locuri sunt pentru fiecare, pentru că am vrea să începem această seară deosebită. Translate, meteo sau traducere sunt cuvintele cele mai căutate de către români în anul 2018 pe Google. Și m-am gândit, ce-ar fi dacă în anul 2020 cel mai căutat cuvânt ar fi Hristos? Un instrument puternic înspre acest cel are și noua televiziune online Prodocens Media, motivul întâlnirii noastre din această seară. Vă spunem încă o dată bună seara și bine ați venit la această sărbătoare, gazdele dumneavoastră de astăzi, Prodocens Media, Raluca Șorhenț, Raul Damian. Sperăm să avem un timp binecuvântat în această seară. Avem pregătite momente speciale, vom asculta oameni importanți care au avut un cuvânt important de spus cu privire la toată această poveste. Și începem cu omul cheie, fondatorul Prodocens Media, domnul Cătălin Vasile. Alături de el o invităm și pe doamna Cristina Olariu, director Radio Vocea Evangheliei Timișoara. Bună seara! Cred că înainte de a le spune bună seara, ar trebui să educăm pe cei care încă n-au luat loc să își găsească un loc în sală. Și vă spunem tuturor binevenit, bun venit din nou! Bine ați venit în București! Ce seară emoționantă, Cătălin! Nivelul emoțiilor e undeva la... După o zi ca astăzi? Nu după o zi, după câțiva ani de muncă. Puțin știu ce înseamnă, de fapt, Prodocens Media și așteptăm să ne spui câteva cuvinte. Foarte interesant. Nu știu câte dumneavoastră v-ați gândit de ce Prodocens Media se numește Prodocens. Greu de pronunțat, greu de înțeles. Și pic accentul așa, Prodocens. Să uităm că suntem la București, voi în Banat vorbiți. O altă cam limbă așa, română, așa. Dar noi încercăm să spunem pro-docens, pentru învățătură, pentru cuvânt, care știți cine este, logosul. Aceasta a fost dorința cu care am început atunci când Dumnezeu ne-a pus pe inimă ca împreună cu soția mea să deschidem ceva, să facem ceva pentru a duce mai departe vestea bună. De ce lansare astăzi, când ați început? Cu câți ani în urmă, Cătălin? Exact în 2014, de Ziua Națională a României, 1 decembrie 2014. Aș vrea să ne spui de ce ai început și cred că avem și un material video care explică ceva mai bine de ce ai început o astfel de nebunie, pentru că așa e și numit-o, e o nebunie. Ești de acord cu soția mea. Vă întrebați cum a apărut, cine în spatele... De obicei, când discut despre Prodocens, când prezint Prodocens Media, mi se pune foarte des întrebarea: dom'le, dar de unde ți-a venit ideea asta? De ce așa? De ce te apuci? Nu știu câți dintre dumneavoastră știți că eu nu sunt un om de presă. Nu sunt jurnalist, nu sunt nici măcar regizor, nici măcar cameraman. Sunt un inginer IT-ist și din asta îmi câștig existența și din asta există și Prodocens. Ceea ce a făcut a fost odată întâlnirea cu Dumnezeu, mai întâi și apoi cu un om deosebit. Vreau să vă spun că cu mulți ani în urmă, mai exact în 2013-2014, am simțit o chemare deosebită de a mă implica în ceva, de a schimba viețile oamenilor. Și asta poate a venit această datorită profesiunii mele. Am lucrat într-un proiect care m-a motivat atât de mult, și am văzut ce înseamnă să lupți pentru viața omului. Și am zis că dacă pentru viața aceasta omenească e atâta luptă, atâta zbatere, de ce să nu facem ceva pentru viața veșnică? Și atunci am zis, cu soția mea am stat de vorbă și am zis, ce să facem? Soția mea este educatoare și am zis, hai să facem o grădiniță. Prodocens Media treia să fie o grădiniță. Până în momentul când, într-o întâlnire providențială cu un om al lui Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu, repet, am stat de vorbă și am explicat că vreau să fac ceva. Și acest om, la o discuție de 2 ore, în care am băut mai multe cafele, mi-a zis: sună foarte bine ceea ce vrei să faci, mă bucur pentru tine, e o chemare divină,
Dar dacă vrei să faci ceva, îți dau un sfat. Investește în media. Fă ceva pentru mass media creștină. Iar omul acela n-am fost eu. Ar fi investit în radio dacă eram eu. Dar a fost un om al televiziunii pe care mulți l-ați cunoscut și l-ați îndrăgit. Acest om mi-a zis așa, fă lucrul acesta și ai să vezi binecuvântarea lui Dumnezeu. I-am zis, știi că n-am nicio legătură, nu știu nimic din ce se întâmplă în mass media, nu știu ce înseamnă să scrii un articol, să iei un interviu. Și el mi-a zis așa, Cătălin, dacă Dumnezeu te-a chemat să fii locomotivă, El îți va da și șinele de tren, și oamenii, și vagoanele, și tot ce ai nevoie ca să duci lucrul acesta. Cuvintele acestea aparțin lui Cristi Țepeș. Domnului și fratele nostru Cristi Țepeș. Aplauze, cred că merită aplauze. Aș vrea să vedem un mic clip cu Cristi și închin acest moment, îi aduc un omagiu public și îi mulțumesc pentru gândul pe care l-a avut, pentru îndemnul pe care l-a avut și pentru că faptul că și-a dat ultimele echipe ale vieții. Pentru apărarea și promovarea vieții. Haideți să vedem clipul. A fost cel mai bun jurnalist creștin evanghelic din România. El era autentic, atât ca om, cât și ca slujitor. A jucat rolul bunului samaritan. Muncea extraordinar de mult, tocmai oboseala l-a repus pe drumul de la București la Iași. Profesionist dedicat în tot ce a făcut, nu doar jurnalism TV, ci și audio, informat, mereu avizat, mereu argumentat și mereu cald. Se ducea acasă la părinți și a ajuns acasă la cel pe care l-a iubit și l-a slujit. În copilărie sau în tinerețe, nici nu știu câți au visat dintre cei din jurul meu că va veni o vreme când se va putea face mass media creștină în România. Jurnalismul era o formă dedicată de mercenariat. Am fost inginer, dar a fost un inginer făcut, iar nu născut. N-am visat tranzistor niciodată și când s-a produs această schimbare în 89, am zis să nu mai pierd timpul cu ingineria. Imediat după Revoluție s-a înființat redacția Viața Spirituală la Televiziunea Română și mulți am visat că se schimbă lumea și eu, care aveam viața schimbată de Biblie, am zis că probabil acum este ceasul ca și alții să o afle, să o cunoască, să o citească. Eu cred că în orice loc ne pune Dumnezeu, ne-a trimis la un trib, să învățăm limba acelui trib. În cazul meu este tribul jurnaliștilor. Colegii noștri au și rănile lor, frustrările lor, disperările lor, întrebările lor. Noi nu cred că trebuie să ne vedem înconjurați numai decât de inamici, ci de posibil frați. Așa cum spunea la un moment dat într-o poezie Ioanid, azi sunt străini, mâini poate frați. Aplauze, Cristi Țepeș. Cine l-a cunoscut nu a putut să nu-l îndrăgească cu graiul lui dulce moldovenesc și cu dragostea lui pasionată pentru Hristos. Așa a început Cătălin, dar cum a continuat? Și Cristi a avut dreptate. Dumnezeu a avut grijă de tot ce a însemnat oameni, echipamente, resurse și cu siguranță va avea și de acum încolo. În câteva minute vă vedea ce a făcut Prodoces până în anul acesta. Ne-ați văzut în multe proiecte. N-ați văzut în cazul familiei Bodnariu, ne-ați văzut la referendum, Coaliția pentru Familie. Foarte multe materiale, majoritatea materialelor au fost create de noi. Dacă o să-i vedeți pe colegii mei, să știți că lucrez cu ei de când erau elevi de liceu. Astăzi sunt oameni absolvenți și poate cea mai mare investiție a Productions Media nu sunt nici echipamentele, nici materialele pe care le-am, ci sunt oamenii. Platforma Productions astăzi
vrea să investească în continuare în oameni. Și asta vrem să vă demonstrăm și vrem să vă arătăm să fiți alături de noi. Cristina? Avem trei direcții pe care vreți să le urmăriți, dar cred că le vom menționa după ce urmărim acest material. Haideți să facem o scurtă incursiune în ce a însemnat ProDocens Media în ultimii 8 ani? Nu. 6, 9, 4. 4. 9 mi se par mie. Haideți să urmărim materialul. Aplauze ProDocens Media. Vă mulțumim și vă dorim o seară plăcută. Ne revedem puțin mai târziu. Înainte de a ne revedea, cred că cineva nu apare în acest videoclip, o persoană cheie, nu o văd în sală, dar să știți, e vorba de Angelica, soția lui Cătălin, care a ținut în spate toți kilometrii aceștia parcurs. Uitați-o în spate. Unde este Angelica? Angelica este omul cheie în spatele acestei lucrări și Estera, cred că ar trebui să o menționăm Estera. Și pe ea. Aceste două persoane dragi din viața lui Cătălin sunt cele care l-au susținut în această nebunie, pentru că e o nebunie să încep televiziune creștină în țara aceasta și să ți-o asumi așa în modul în care a făcut-o Cătălin. Și cred că sacrificiul vostru ca familie trebuie premiat în seara aceasta. E doar un prim premiu pe care îl veți primi, dar urmează altul în cer. Închei cu o întrebare pe care soția mea mi-o spune de fiecare dată sau de câte ori când mai trecem prin încercări. Azi a fost o zi plină de încercări. Ca evenimentul acesta se întâmple. A fost un război spiritual, să știți, cu multe, multe întrebări. Una dintre întrebările pe care soția mea mi le pune este câți oameni s-au schimbat de când eu arunc cu banii? În ghilimele. Și eu am spus unu. Întotdeauna îi răspund unu. Și acel unu, în primul rând, sunt eu și apoi mai sunt mulți alte unu pe care numai Dumnezeu știe. Dacă unu din toți oamenii de pe această planetă reușește să fie schimbat prin ceea ce facem noi, pentru mine e un câștig și tot efortul merită cu vârf și îndesat. După cum ați putut auzi de la început, am avut un ambient foarte plăcut, îi și vedem pe cei din spate, pentru că urmează un moment muzical alături de invitații noștri, Desiderio Quintet, îi puteți vedea. Sunt tineri pasionați, instrumentiști, care sunt veniți tocmai din vestul țării. Dumnezeu să vă binecuvinteze, ați străbătut mult drum până aici la București. Ei încearcă să împletească de
vreo 8 ani de zile munca cu plăcerea, plăcerea cu bună dispoziție și astfel să ofere momente de neuitat, așa cum vor fi și în această seară. Îi lăsăm pe ei să vă convingă de acest lucru, dar vreau să vă spun că prima piesă pe care au pregătit-o pentru noi este una cu adevărat deosebită, se numește Imnul nostru. Este intitulată așa pentru că aranjamentul leagă imnul României de Oda Bucuriei, imnul Europei, apoi de imnul creștin care are versurile: România, hai ridică-te, peste tine Dumnezeu strălucește. Așa că mesajul pe care vor să-l transmită este că România, integrată în Europa și în mâinile lui Dumnezeu, are cu adevărat viitor. Thank you.
Iată-ne în această seară, după cum ați putut vedea, evenimentul se intitulează Fi Lumină. Până la urmă, fiecare dintre noi am fost creați să fim lumină. Se spune, și cineva spunea, că puterea stă în unitate. Tocmai de aceea ne bucurăm de seara aceasta, pentru că cei de la Producens Media au reușit să ne aducă la oaltă și iată să ne unească unii lângă ceilalți și, bineînțeles, din câte am observat eu cel puțin de aici de pe margine, n-am prea văzut multe grimase. Am văzut zâmbete, bucurii, chiar dacă nu ne cunoaștem, și asta este un lucru extraordinar. Știm că mulți dintre voi ați adus un cuvânt de încurajare sau un salut, de aceea am vrea să începem cu reprezentanții cultelor din România prezenți aici. Da, invităm pe rând și pentru că sunt foarte mulți invitați, 2-3 minute probabil vor avea la dispoziție, dar știm că se descurcă în direcția aceasta, de aceea îi vom invita pe rând pe domnul Viorel Riuga, președintele Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România și președinte al Alianței Evanghelice din România, apoi pe domnul Moise Ardelean, președintele Cultului Creștin Pentecostal din România, și mai apoi pe domnul Virgil Achihai, președintele Uniunii Bisericilor Creștine după Evanghelie din România și secretar general al Alianței Evanghelice din România. Să-i aplaudăm! Bună seara, alături de dumneavoastră mă bucur și eu că a sosit, e greu de spus, momentul zero din moment ce vorbim de 2014. Sunt unul din cei care consider că seara aceasta ar trebui să fie cea mai lipsită de importanță și de aici înainte atât de mult să se implice Producens în lucrări frumoase, că să spunem lansarea a fost superbă, dar ce a venit după ea a acoperit totul. Îmi propun să fiu unul dintre cei care să-i ajut nu doar în ziua sărbătorii, ci să-i ajut de fiecare dată când vor avea nevoie, în orice domeniu, cu precizarea că mă rog lui Dumnezeu, îmi propun să particip, să-i sprijinesc, niciodată să nu renunțe la valorile creștine, așa cum sunt ele prezentate în Sfintele Scripturii. Și cel puțin la fel ca până acum, coerent, clar, cu mult curaj în națiunea noastră, să nu ne fie teamă să vorbim deschis despre ceea ce suntem și ceea ce credem. La mulți ani Producens și să aveți enorm de mulți colaboratori, să nu puteți să-i încadrați pe toți în 24 de ore și să selectați atât de mult, să luați the best din orice. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dragi participanți la acest eveniment important care generează o sărbătoare frumoasă. Suntem aici împreună ca să lansăm platforma Producens și să vorbim despre scopul pe care îl urmărește. Am înțeles că se adresează și se va adresa tuturor vorbitorilor de limbă română din țară și străinătate și va urmări în permanență apărarea valorilor creștine și promovarea lor. Și va încerca să facă lucrul acesta prin cele mai noi metode de comunicare. Și din toată inima le urăm succes. Și eu cred că și-au propus un lucru excepțional, Dumnezeu îi va binecuvânta și va ajuta și le va da mult har. Pentru că Domnul Iisus spunea, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și este nevoie astăzi, în anul 2019, să apărăm valorile creștine și să le promovăm. Trăim vremurile de pe urmă. Trăim în perioada postmodernă, când lumea este tot mai secularizată. Și tot mai des auzim spunându-se, nu există un adevăr absolut, ci un registru de adevăruri relative. Și consecințele sunt multe, grele și dureroase. Linia de demarcație dintre bine și rău aproape că a dispărut. Asistăm la un declin moral și spiritual îngrijorător în Europa, în România și în lumea întreagă.
Dar noi suntem chemați să rămânem creștini, să apărăm valorile creștine și să le promovăm. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Iisus Hristos, în care noi credem și de care sunt legate toate speranțele, este același ieri și astăzi și în veci. Credința este aceeași. Și Iuda scrie în epistola sa că a simțit îndemnul să scrie și să îndemne pe credincioși să lupte pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna, pentru că s-au strecurat atunci mulți oameni neevlavioși care schimbau în desfrânare harul lui Dumnezeu și au început să-L tăgăduiască pe Domnul Iisus Hristos, Domnul și Stăpânul nostru. Și noi trăim astfel de vremuri și parcă lumea este invadată de oameni care fac lucrul acesta. Dar noi suntem chemați să rămânem la datorie, să apărăm valorile creștine și să le promovăm. Ca și creștini n-ar trebui să uităm niciodată, oricât de mult s-ar schimba lumea, că Iisus Hristos este același, credința este aceeași, iar porunca Domnului Hristos pentru toate generațiile rămâne neschimbată. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, va fi osândit. E binevenită platforma aceasta. În numele conducerii cultului creștin pentecostal din România, îi felicit pe cei care au avut inițiativa aceasta, pe fratele Cătălin, familia lui și pe toți colaboratorii lor. Și în ce ne privește, vrem să ne rugăm Domnului pentru ei, să-i sprijinim și să colaborăm în măsura în care vom reuși lucrul acesta. Și cred că este bine ca noi toți cei care am fost invitați în seara aceasta, la acest eveniment, la această frumoasă sărbătoare, să le fim alături în toate felurile, în zilele care vin. Și să spunem împreună cu ei, ca și creștini, să spunem ce spunea Marele Apostol Pavel, 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 23. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Bunul Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Bună seara tuturor! Este o ocazie deosebită să fim împreună și să ne urăm de bine. Și Prodocens și tuturor celor ce, într-un fel sau altul, au făcut, continuă și vor face pentru lucrarea lui Dumnezeu. Mulțumesc Trinitas TV! Mulțumesc Trinitas TV pentru ce ați făcut pentru împărăția lui Dumnezeu! Mulțumesc Speranța TV! Mulțumesc noul A7 TV! Mulțumim! Mulțumim Credo TV! Mulțumim Alfa Omega TV! Mulțumim Prodocens! Dar mai sus de mulțumirea noastră față de voi, sunt față de Dumnezeu. Pentru că a deschis oportunitatea să vestim Evanghelia și prin intermediul televiziunii. Zilele trecute mă îmbrățișam cu Părintele Doboș și spuneam, ce minune, un catolic și un evanghelic se sărută. Se îmbrățișează. Mare, mare minune! Dragii mei, sunt normalități. Dumnezeu ne-a pus pentru o vreme într-o țară să contribuim și să ne facem partea pentru înaintea Evangheliei. Ce doresc eu la Prodocens este să fie pro-viață, Alexandra Nadane. Mulțumim pentru ceea ce face, Alexandra. Dumnezeu să te binecuvinteze. Să rămână pro-viață, să rămână pro-familie, să rămână pro-creștină, activă în promovarea valorilor creștine în societatea românească, în același timp să facă ca noi ca și credincioși de un fel sau de altul, să nu uităm că avem o chemare pentru o vreme, avem un timp al nostru. În tinerețe spuneam, am toată viața. Acum am ajuns să văd că nu, viața trece așa ușor.
Și le spun copiilor mei, când eram ca ei, mă gândeam ce moștenire o să-mi lase tata. Acum mă gândesc ce las eu. Ce va lăsa Prodocens în urma activității ei în România? Depinde de noi toți. Noi să ne rugăm, iar ei să rămână credincioși chemării lui Dumnezeu. Un îndemn. Nu vă tranzacționați principiile și valorile pe care le declarați astăzi. Aveți un scop, rămâneți cu el. Adaptați metodele, tehnicile, ce vreți voi, dar nu schimbați scopul. Rămâneți la scopul la care v-a chemat Dumnezeu. Și în încheiere, același îndemn. Rămâneți pro-familie, pro-viață. Frate Vasile, din când în când mă întreabă, e greu să fii președinte? Și spun, este așa ușor, greu e să fii soție de președinte. Greu e să fii soție de președinte, pentru că ea are toate necazurile noastre, le revărsăm și asupra ei. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să mergeți pe mai departe, iar noi să înțelegem că avem așa puțin timp la dispoziție și suntem chemați să facem atât de multe lucruri pentru Evanghelie. Și să nu uităm, Mântuitorul Hristos spune, femeia aceasta a făcut un lucru frumos. Și tare mult îmi place când citesc asta, Domnul Iisus Hristos apreciază ce? Frumos. A făcut un lucru frumos pentru mine. Eu astăzi, noi astăzi, putem să facem cel mai frumos lucru pentru Domnul Iisus Hristos, pentru El și Evanghelie, spunând lumii că într-o zi Domnul Iisus Hristos se va întoarce. Cel mai frumos lucru pe care putem să facem. Vă doresc să rămâneți pro-familie, pro-viață, pro-creștini, promovând creștinismul în România și mai mult de atâta, dacă v-aș ura succes, n-ar valora nimic. Vă doresc binecuvântare. Succesul vine și pleacă. Binecuvântarea rămâne. Vă mulțumesc! În numele Cuvintetului de Siderio, mulțumim Cătălin și Prodocens Media pentru invitația noastră. Suntem onorați în calitate de muzicieni creștini să luăm parte la nașterea sau, mă rog, nașterea oficială a unei instituții culturale creștine. Mulțumim! Următoarea piesă este un aranjament făcut la o piesă compusă de Traian Dors, un om care a stat 17 ani în închisori comuniste și care a înțeles atunci când era lovit și când era... Din informațiile care le-am, știu că piesa asta a fost scrisă în momente în care pur și simplu era călcat cu bocancul gardianului, era călcat pe față. Rugăciunea lui a fost, Doamne, crește-mi iubirea. Și vreau să vă citesc o strofă din piesa asta. Zice așa, o crește-mi iubirea în inima mea, Iisuse, Iisuse, mereu te-aș ruga, îmi umple cu harul pe care l-aștept și ochii, și graiul, și inima în piept. Crește-mi iubirea, Iisuse iubit, să fiu de-a ei haruri de plin copleșit, revarsă-mi un suflet cu val după val, carul ce crește și dă peste mal. Aranjamentul nostru exact asta vrea să exprime, dramatismul ăsta al rugăciunii pentru iubire față de oameni care uneori se comportă nu cu totul altfel decât ar trebui sau încrede noi că s-ar merita. Așadar, crește-ne, Doamne, iubirea!
Iată, după acest moment emoționant, am vrea să continuăm cu gândurile bune, de data aceasta venite din partea câtorva personalități pe care Dumnezeu i-a ales și i-a responsabilizat pentru generația noastră și am vrea să îi invităm pe rând pe domnul Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, pe domnul Francisc Doboș, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, apoi Aurelian Iftimiu, director al Agenției de Știri Basilica a Patriarhiei Române. Le vom da cuvântul apoi în ordinea menționată și domnilor Marius Creța, director general A7 TV, domnului Cornel Dărvășan, director de programe A7 TV, domnului Leo Von Duisburg, director pentru afacere europene ECPM și domnului Mircea Roșca, membru al grupului de rugăciune din Parlamentul României. Să-i aplaudăm! Cu îngăduința dumneavoastră o să rămân aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, vă salut respectuos și în primul rând îi mulțumesc domnului Cătălin Vasile, felicitându-l de la început pentru un demers care ne-a uimit foarte frumos pe toți. Cine nu dă șanse unui demers creștin, înseamnă că trebuie să-și revizuiască cumva încrederea în cuvântul lui Hristos, care ne spune că dacă l-avem aproape, nu putem să nu traversăm orice dificultate. Domnul Cătălin Vasile și echipa sa au făcut acest lucru. Dincolo de această abruptă paranteză, țin să vă salut respectuos pe toți cei prezenți și să-mi exprim onoarea deosebită pe care o am, aceea de a fi responsabilizat cu transmiterea unui cuvânt de salut, de încurajare și de felicitare din partea Părintelui Patriarh Daniel, care mi-a făcut onoarea să mă delege cu prilejul acestui eveniment. Cred că aș fi venit oricum, dar cu această delegare, evident că mă simt cu atât mai onorat. Ce ar fi de spus la începutul unui drum, al unei noi etape, de fapt, a unui drum pe care ProDocens Media a mers în ultimii ani, în așa fel încât în siajul ei au apărut figuri foarte respectabile din punct de vedere profesional, în zona jurnalismului. Sigur, există Trinitas TV, există Radio Trinitas, există multe radiouri creștine în România, catolice, evanghelice. M-am bucurat foarte mult să spun, relativ recent, în perioada în care toți ne-am implicat foarte adânc sufletește în promovarea unui referendum care avea ca scop atât de limpede o temă la care ținem foarte mult cu toții. Și am spus atunci că în momentele de răscruce ale unei societăți, cum este cea românească mai ales, mesajul creștin trebuie să fie în mod cert transconfesional și ProDocens e o mărturie în acest sens de profesionalism în transmiterea unui mesaj creștin, de promovarea unor valori care trebuie cultivate nu la periferia societății, ci chiar în centrul societății, întrucât suntem și trebuie să rămânem spre binele nostru o societate creștină. În acest context, deci, un demers ca cel al echipei de la ProDocens este unul care merită o reverență, merită tot respectul nostru și colegial le transmit celor din această echipă felicitări, un cuvânt realmente sincer de încurajare și, bineînțeles, le transmit întreaga mea disponibilitate atunci când va fi nevoie de participarea la anumite dezbateri. Apariția unui pol nou în peisajul mediatic românesc, un pol de dezbatere, un pol de informare, deci și de formare frumoasă, nu de deformare, întrucât, sigur, în epoca fake news-ului, informațiile nu formează neapărat. Într-un acest context, ceea ce fac și vor încerca să facă cei de la ProDocens nu poate fi decât sanificator. Este un act de mărturisire publică, repet, a unor valori care trebuie să compună un mod de viață personal cu iradiere în spațiul public. Ca să înțelegem mai bine, cred, importanța unui demers ca cel despre care vorbim, ar trebui să reflectăm la trăsăturile nu foarte fericite ale
ale peisajului mediatic românesc, asistăm, după părerea mea și a celor cu care am onoarea să mă întâlnesc uneori în anumite emisiuni, la pauperizarea unei culturi de expresie creștin conservatoare. Și cred că Protocens Media poate să facă mult și în această privință, să promoveze înaltul, elevatul, rafinatul conservatorism, foarte prost înțeles astăzi în spațiul nostru mediatic, întrucât, după cum știți, vocația conservatoare, mesajul conservator este calificat foarte grăbit și bizar ca iliberalism. Se aude des acest cuvânt, un cuvânt care, de fapt, e un cuvânt critic la adresa fidelității față de niște termeni tari ai culturii conservatoare și deci creștine. E vorba de credință, e vorba de familie, e vorba de națiune, se vorbește de epoca post-națiunilor, așa cum se vorbește de epoca post-adevăr, cu multă ușurință. Cred că în calitate de creștin trebuie să fim atenți în limpezirea, prin discursul nostru, a unor termeni care nu trebuie uitați și în a readuce aminte repere formatoare din trecutul nostru recent sau mai îndepărtat. E vorba de sfinți, e vorba de eroi, e vorba de figuri ale fidelității față de Hristos, față de Dumnezeu. Cred că pe terenul acesta al fidelității față de Hristos ne întâlnim toți creștini din România și toți avem, evident, datoria nesfârșită de a mărturisi valorile în care credem cu toții, nu doar în spațiul privat, nu doar în spațiul liturgic, nu doar în spațiul bisericii sau al caselor de rugăciune, ci și în spațiul public. E o onoare să-L mărturisești pe Hristos, ori această onoare este ilustrată, iată, în cazul nostru, de oamenii de la Protocens. Îi felicit din toată inima și le doresc ajutorul lui Dumnezeu în actul acesta de mărturisire publică. Bună seara, Părintele Francis Doboș. M-am urcat ca să ajung la înălțimea omologului meu. Am intrat într-o seară la noi, la sufragerie, la arhiepiscopie, unde și arhiepiscopul, episcopul auxiliar, suntem vreo 10-12 la masă, legiune. Și se uitau pe Trinitas și tresar, v-ați pocăit? Azi dimineața am intrat din nou în sufragerie, în sufrageria comunității, dau drumul la televizor, by default, era pe Trinitas, spun, iar se uită pe ascuns cineva de la noi. Dincolo de glumă, sau tocmai prin glumă, poate prin glumă devenim mai serioși față de o lume atât de crispată și de secularizată. Mă întreb, oare de câte ori eu încercând să îl propovăduiesc sau să îl apăr pe Hristos, îi fac un deserviciu? Prin felul meu de a fi serios. Și de multe ori îi pot face un deserviciu. De ce spun lucrul acesta? Și îmi vine în minte creștinismul de lozincă și creștinismul întrupat. De foarte mult, și de aceea mă bucur de toate aceste inițiative. Pe plan mediatic, felicitări, Cătălin, mulțumesc pentru invitație, mă bucur de prietenia tuturor celorlalți, mă bucur de tachinările pe care le am cu Virgil, sau de atunci când Hristos, eu sunt convins, Hristos nu ne-a cerut să fim cuminți, ci semnificativi, adică să dăm mărturie despre El cu efervescență care să-i facă pe ceilalți oameni să se îndrăgostească de Hristos. Prietenia mea atât cu domnul Vasile Bănescu, cu toți ceilalți din celelalte biserici, oarecum, pentru unii este cunoscută. Am toată stima, toată prețuirea, toată admirația. Nu mi-e frică, nu trebuie să mă apăr de niciunul dintre dumneavoastră. Dimpotrivă, avem atât, adică să nu-mi fie frică să mă amestec, ci să-mi fie frică că mă unesc prea puțin. Pentru că ăsta este semnul prin care ceilalți de pe stradă care n-au auzit de Hristos vor crede. Mă opresc, încep să fac și o predici ca și felicitări din inimă, mulțumesc pentru invitație și la cât mai multă întrupare a lui Dumnezeu astăzi și prin astfel de mijloace. Și pentru muzică, mulțumesc!
Bună seara, mă numesc Aurelia Niftimiu. Aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc domnului Cătălin Vasile pentru invitație și să-l felicit călduros, pentru că echipa ProDocens este un coechipier, aș putea spune, un partener al echipei în care îmi desfășor eu activitatea, misiunea, și aș vrea să spun că este, de fapt, un distribuitor al binelui de știut. Noi ne-am asumat această misiune, spunem că vrem un flux pozitiv de știri în această junglă de știri care ne intoxică. Vă mulțumesc, vă felicit călduros, iar azi dimineață, mergând spre Bazilica, mi-a atras atenția un lucru. Îi văzusem pe toți cei din metrou că stăteau cu telefoanele mobile și le iradiau fețele pur și simplu de acea lumină artificială a telefoanelor, a ecranelor, fără nicio excepție, toată lumea era pe telefon și gârboviți chiar de telefoane. Și m-am bucurat că ați ales acest motou, hashtag, fii lumină, pentru că suntem chemați să fim lumină, nu o lumină a telefoanelor. Nu suntem chemați ca ochii noștri să reflecte lumina telefoanelor, o lumină artificială, ci să reflecte lumina credinței noastre, lumina poruncilor Mântuitorului Hristos, un lucru pe care noi îl cântăm în timpul postului mare. Spunem că lumină sunt poruncile tale pe pământ. Să fim lumină cu toții. Îi felicit călduros pe cei de la ProDocens, le mulțumesc pentru sprijinul pe care îl avem din partea lor, au și ei tot sprijinul din partea noastră și să încercăm împreună să fim lumină și să distribuim binele de știut. Mulțumesc! Bună seara! Amintesc că acum câteva zile am parcurs niște statistici despre România noastră în care trăim fiecare dintre noi. O Românie în care 90% dintre cetățeni afirmă că au credință în Dumnezeu, 80% spun că se roagă cât mai des sau chiar foarte des, săptămânal sau zilnic, și mulți încă merg la biserică, frecventează biserică. Așadar, o Românie profund creștină, cel puțin la nivel afirmativ, oameni care se îndreaptă cu privirea spre cer și cred că viața le este mai bună, o pot duce mai bine împreună cu Dumnezeu. Într-un asemenea context, gândindu-mă la momentul de astăzi, vreau să-i spun în mod special lui Cătălin felicitări pentru această inițiativă. E un istoric în spate, dar este și un viitor înainte. Ne gândim la ceea ce poate să însemne ProDocens pentru România și pentru toți cei care astăzi încă afirmă cu putere că au credință în Dumnezeu. Din punctul meu de vedere, avem nevoie de cât mai multe platforme online, de cât mai multe televiziuni creștine în țara aceasta. Oameni care să spună, fără ipocrizie, ce înseamnă valorile creștine, oameni care să spună care sunt autenticele modele creștine pe care trebuie să le urmăm. Orice inițiativă în acest sens, care promovează învățătura, care promovează valoarea vieții și a omului și a societății creștine, din punctul nostru de vedere, este o inițiativă binevenită în țara noastră. Așadar, Cătălin, vreau să-ți mai spun ceva acum la final, ție și echipei tale, pentru că ziua de astăzi, ziua de 24 septembrie, ne va lega cumva cu A7 TV. Azi dimineața am plecat cu bucurie de la CNA pentru că am primit decizia de autorizare pentru emisie pe cablu, pentru A7 TV, iar voi astăzi lansați un proiect excepțional care continuă ceea ce ați început cu ani în urmă. Așadar, har de sus și împreună cred că vom face treabă foarte bună cu tine, cu echipa ta, dar și cu toți ceilalți din media românească. Vă mulțumesc foarte mult!
Este un privilegiu și pentru mine să fiu în fața dumneavoastră, mai ales că am să vă spun ceva deosebit. Primul interviu de televiziune realizat cu Cătălin Vasile a fost la emisiunea mea. Îți mulțumesc, Cătălin. Mă bucur foarte mult de lucrul acesta. Oamenii cu bani sunt de mai multe feluri. Foarte rar găsești un om cu bani smerit și altruist. Cătălin Vasile nu are așa de mulți bani, dar el este și cu bani și smerit și altruist. Să vă spun de ce. În momentul în care am lansat platforma Prodocens, i-am zis, Cătălin, dă-ne și nouă, uite, muzica aia de la Lugoj. Dă-ne și nouă, uite, interviul ăla cu... Tot ce vrei, Cornel. Tot ce vrei, poți să folosești ca de la tine. Ceea ce este foarte rar în mass media. Aș vrea să vă spun în final, apropo de acest slogan superb, patru catrene care pe mine m-au bulversat și mi-au influențat viața. Cred că se potrivesc acum. Nu tind să ajung un soare, Doamne, ci tot mai mult mă străduiesc să fiu măcar o lumânare și luminând să mă topesc. Mesteacă înalt cu frunza deasă, eu n-aș vrea lumea să mă vadă, prefer să fiu cireș cu roadă, trăind smerit într-o livadă. Nu fluviu cu bogate ape, n-aș vrea pe lume să mă știu, ci pârâiaș ce stinge setea drumețului. Aș vrea să fiu. Aș vrea să fiu doar un atom, plutind în cosmosul imens, și să trăiesc doar pentru alții. Din zi în zi, tot mai intens. Succes, Prodocens Media! Stimată domnule Vasile, doamnilor și domnilor, dragi prieteni, pentru mine este o adevărată onoare să fiu aici la această lansare a platformei Prodocens Media și să vă transmit salutări din echipa Mișcarea Europeană Creștină în Politică, ICPM, din Bruxelles. Încă de la înființarea sa ICPM în anul 2005, ICPM-ul s-a concentrat pe reunirea oamenilor politici care se doresc să promovează valorile creștine izvorate din Sfânta Scriptură. În prezent, noi avem 40 de parlamentari din 20 de diferite țări ale Europei, 3 membri din Parlamentul Europei, 5 membri din adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Vrem împreună să promovăm valorile creștine, de protejarea viaței și demnitate a omului, începând de la concepția până la moartea naturală, de a prioritiza familia ca și o instituție bazată pe uniunea dintre un bărbat și o femeie și de a promova libertatea de religioasă. Sunt extrem de încântat din cauza lansarea Prodocens Media. Îl cunosc pe domnul Cătălin Vasile cu mai mult timp în urmă și mă bucur să menționez implicarea sa, dedicarea lui în promovarea valorilor creștine în Europa. Ca ani în urmă, m-a zis că Dumnezeu direcționează pentru a realiza unui proiect mareț, un studiu de televiziune care să poată transmite știri și documentare bazate pe valorile creștine. Dar nu a fost numai un vis. Astăzi el a reușit să transforme visul cu ajutorul lui Dumnezeu în realitate. Ultima dată când am vizitat România, am avut prilejul să vizitez studioul și am cunoscut și echipa minunată, echipa lui minunat. M-am dus de gândul la povestea lui Nehemia. Nehemia a văzut zidurile Ierusalimului zdrobite și a început să roagă. Și când Dumnezeu a dat o deschidere, a avut și un plan. Asta m-am gândit când am văzut pe domnul Cătălin. A procedat la fel. A rugat, a planificat și a realizat. Consider că media creștină are un rol foarte important dintr-o societate pluralistă. Ei pot informa societatea într-un mod care este în conformitate cu valorile noastre creștine și Biblia.
Mai mult, ei au scopul de a prezenta o perspectivă asupra modului în care creștinii sunt implicați în societate sau modului în care creștinii ar putea să joacă un rol important în societate. La fel, poate ajută la ruperea stereotipurilor negative despre creștini și valorile creștine. Fără nicio îndoială, Producens Media poate avea o influență foarte pozitivă asupra întregii societății. Închizând acest scurt salut, prin a vă dori fiecăruia dintre voi succes în eforturile voastre viitoare. Mă rog că publicul dumneavoastră să crească și să aveți un impact pozitiv asupra societatea românești și, de ce nu, chiar și asupra întreaga Europa. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Bună seara, vă spun și eu. Este o mare bucurie pentru mine să pot fi în seara asta aici și cred că n-ar exista nimeni altcineva să spună altfel. Surpriza pentru mine este că suntem foarte mulți care vorbim și eu îl cunosc pe omul ăsta zmerit, i-aș spune eu, că e minunat când îl privești și când îl studiezi. L-am cunoscut cu ori cu o boxă în spate, ori cu un cablu după gât, alergând prin țară, muncind și încercând să facă ceva minunat. Și să îndrăznească să facă ceva minunat, un proiect superb. Cred că tu ar trebui să vorbești mai mult în seara aceasta. N-avem nicio calitate să vorbim aici, dar dacă tot mi-ai dat microfonul, aș vrea să spun că eu cred în proiectul tău, pentru că cred în emoția care cu care mi-ai spus, emoția pe care o aveai când mi-ai spus despre proiectul acesta. E posibil ca noi toți să fim plictisiți în societatea asta și să spunem că sunt foarte multe televiziuni unde mai există loc de una. Și cred că majoritatea dintre noi, fețele ne trădează uneori, nu ne place ceea ce vedem în societate, adică nu prea ne place deloc. Avem și darul de a critica fără să cunoaștem, asta este altă paranteză, dar eu cred că dacă nu ne place și din ce știm televiziunile sunt formatoare de opinie, înseamnă că opinia nu este aia corectă și e posibil că acolo să fie greșeală și e posibil să fie nevoie de mai multă și mai multă televiziune. Ce televiziune? Televiziunea adevărului, a adevărului asumat. Nu pot să nu spun ceva care am simțit mai devreme, un gând trist pentru mine, care l-am trăit în urmă cu câteva săptămâni la ziua inaugurală a noului an școlar, în care copilul meu cel mic a trecut în clasa 0 și unde am văzut o slujbă a preoților împreună cu directorii, cu conducerea liceului, încheiată cu rugăciunea cunoscută, minunată, pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu, Tatăl nostru. Eu n-am să uit niciodată în momentul acela pentru că în dreapta stăteau elevii, în stânga stăteau părinții. La jumătate stăteau preoți. Părinții erau smeriți, erau cu capetele plecate, cu recunoștință față de Dumnezeu, copiii erau răzvrătiți, țipau, râdeau și făceau orice altceva. Și atunci am zis, de ce nu intervine nimeni? De ce nu spune cineva stop? Și eu așteptam ca și mulți dintre noi, ca cineva să facă ceva, neînțelegând că eu trebuia să fac ceva. Și fiecare dintre noi trebuia să facem ceva. Dar știți ce era acel ceva? Acel ceva era de fapt faptul că noi, părinții, nu eram cum trebuie. Pentru că atâta timp cât copiii noștri erau răzvrătiți, înseamnă că noi eram zmeriți doar într-un context public. Înseamnă că noi n-am făcut ce trebuie. Înseamnă că noi n-am fost cum trebuie. Înseamnă că noi n-am transmis ceea ce trebuie copiilor noștri. Și cred că atunci când ne străbate acest gând, ce ar trebui să facem, ar trebui să începem cu fiecare dintre noi. Și cred că întrebarea ar fi nu ceea ce ar trebui să facă celălalt, ceea ce ar trebui să facem noi. Și să avem curajul să ne asumăm că nu ne place ceea ce vedem. Vedem foarte puțini oameni în țara aceasta și în Europa să-și asume valorile care au stat la bazele acestui minunat continent, acestei minunate țări. Vedem cât mai puțini oameni, vedem oameni pitiți chiar. Îi vedem poate că sunt mulți, mai mulți în biserici. Nu este de ajuns. Îmi doresc ca acest post de televiziune să fie așa cum este Cătălin în primul rând. Să fie așa cum este el, cum l-am ascultat și cum l-am auzit.
asumându-și greșelile. Și acest post de televiziune să transmită și să ajungă acolo, în cel mai profund și intim loc pe care l-are omul pe pământ. Distanța între suflet și Dumnezeu. Cred că adevărul acolo își are locul. Și cred că dacă noi toți ne vom smeri și vom înțelege că nu suntem mai buni decât nimeni, ci trebuie să facem o schimbare în dreptul nostru, al fiecăruia dintre noi, atunci este loc de adevăr. Fie ca adevărul să vină în lume, fie ca religiile, fie ca partidele să nu fie piedici. Nu cunosc adevărul absolut în nicio direcție, adevărul absolut este atunci când noi producem mărturii. Fie ca voi să fiți o mărturie a adevărului și fie ca voi să aduceți la lumină reperele acestei societăți care au dispărut. Fie ca noi să nu căutăm repere doctrinare sau religioase, ci repere ale dragostei, ale compasiunei, ale lipsei de judecată. Să ne aducem aminte că suntem creștini și că suntem români. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și înainte de a încheia, aș vrea să transmit și salutul prietenului meu, Robert Sigartău, deputatul nostru, care n-a mai putut, a apărut ceva foarte urgent, dar aș vrea să spun o binecuvântare care este mai pragmatică. Toată lumea o să spună multe binecuvântări, să vă fie bine, să reușiți în viață. Eu spun o binecuvântare. Fie ca Dumnezeu să atingă sufletele celor care au reușit în viață prin prisma lui Dumnezeu, dacă nu știu, e bine să scotocească în adâncul sufletului să vadă acest adevăr. Și fie ca atunci când te va binecuvânta, să te binecuvânteze cu întrebarea cu ce pot să te ajut, cum pot fi sprijin în adevărul acesta care trebuie vestit. Pentru că numai așa putem reuși. Numai așa, ducându-ne cu compasiune și întrebând cu ce pot să te ajut. Pentru că este nevoie de un adevăr rostit. Fie ca voi să fiți lumina adevărului. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Thank you.
După cum ați observat, nu există o transmisiune live sau ceva bun pe care vrem să-l facem, să nu apară o chichiță tehnică. Acest clip ar fi trebuit să aibă subtitrare și are, dar și noi românii avem un mare avantaj. Ne pricepem la limbi străine, așa că ați înțeles. Și dacă n-ați înțeles, să știți că au fost multe cuvinte de laudă, poate Dumnezeu cu un scop a făcut așa ca să nu ne meargă subtitrarea, dar Ron Harris este unul dintre oamenii care a investit foarte mult în Europa de Est, în pregătirea oamenilor și are o inimă mare. A călătorit foarte mult în multe țări din Europa de Est și a încurajat să tinerii să se implice în promovarea valorilor creștine prin media. Ce vreau să vă spun mai departe, momentul acesta, să știți că l-am sucit și l-am învârtit, m-am gândit în multe formate cum să-l fac. Aseară, pe la ora 2 noapte, am filmat un clip, pentru că mai am o calitate pe care până acum, mulțumesc Domnului, nu mi-am pus-o în aplicare. De multe ori sunt foarte, foarte emoționat încât mă apucă plânsul. N-am plâns până acum și mulțumesc Domnului pentru treaba aceasta. Dar, probabil mi-am consumat tot nervii și toată energia, tot stresul de-a lungul zilei în care am avut o grămadă de neplăcere. Vreau să vă spun câteva lucruri. Dacă veți pleca în seara aceasta din întâlnirea noastră, aș vrea să rămâneți cu câteva lucruri. Ați văzut ce am făcut, prin ce suntem cunoscuți. Mulțumim pentru încurajări. Prodoces Media, vreau să vă spun că este organizația, echipa de oameni care apără și promovează valorile creștine pe media. Dacă rețineți aceste cuvinte, ați reținut tot. Viziunea noastră este de a deveni o platformă, un grup de oameni, un mediu care prin tot ceea ce face ajută la răspândirea luminii, luminii pe care o primim de la Domnul Hristos. Cum vom face lucrul acesta? Extinzându-ne activitatea în trei mari direcții. Dacă până acum am fost cunoscuți prin producții TV, live-uri, emisiuni, tot felul de activități, clipuri pe care le-am făcut și diverse alte lucruri legate de televiziune, legate de camera video, am observat o nevoie majoră și plecând de această nevoie și de la altele pe care le vedem în continuare, am decis să mergem puțin mai departe. Ce înseamnă platformă? Platformă înseamnă o suită de alte activități pe care vrem să le adăugăm activității noastre și anume, în primul rând, vrem să devenim o platformă de training, de învățare, de predare a mass mediei pentru tinerii noștri. Televiziunea a devenit, să știți, cum spunea Cristi Țepeș mai devreme, un loc al mercenariatului. Televiziunea seculară. E foarte greu să fii independent astăzi din punct de vedere media. E foarte dificil de a face ceva și să prezinți adevărul. Noi am decis să facem lucrul acesta, indiferent de cunoști, de riscurile pe care le-am asumat. O mare nevoie pe care am observat-o la referendum, unde am fost implicați în mod activ, am fost vocea referendumului de atâtea ori, împreună cu Trinitas și cu alte canale și grupuri de media, să spunem noi, mai marginalizate. Am observat nevoia aceea unei categorii de oameni pe care din ce în ce o vedem că ne lipsește. A oamenilor care sunt gata să se adrepți, indiferent de ce vine din față, indiferent de ce influență culturală. Și când zic culturală, mă refer în special a culturii morții. Oameni care să se adrepți și să zică, conform credinței mele, conform Sfintei Scripturii, conform tradiții, învățăturii învățate de la părinții mei, eu cred că bărbatul e bărbat, femeia e femeie, căsătoria este doar între un bărbat și o femeie, viața începe la concepție și se termine la moarte naturală și multe, multe alte pe care noi le știm deja. Ne-am asumat lucrul acesta și vrem să învățăm și pe alții. Ducem lipsă de oameni care să stea drept să facă lucrul acesta și mai mult să stea drept în fața publicului. Avem nevoie de oameni tehnici în spatele echipamentelor, avem de oameni în fața microfonului. Producția Media își asumă această misiune de a trăinui, de a pregăti dornici tineri
să meargă mai departe și să devină purtători ai adevărului prin microfon. O altă activitate pe care vrem să o facem este aceea socială. De câte ori ați auzit în perioada referendumului și înainte că mulți copii se duc la culcare fără mâncare? Câți dintre oameni nu au ce pune pe masă? Când sunt atâtea lipse de școli și că sunt atât de multe biserici? Face parte din propaganda care ne ataca pe toți. Vrem să facem și lucrul acesta. Ca să nu mai fim acuzați că noi arde numai de stele verzi pe pereți, de referendumuri, de proteste, de inițiative legislative pentru promovarea vieții. Și vrem să ne implicăm și în viața socială. O producție media, am făcut-o până acum și o să auziți puțin mai încolo, am fost implicați și în proiecte sociale, cu care nu ne-am lăudat, ca să știe oponenții noștri, dar mai mult, producție media, prin definiție, a fost desemnată să fie organizația din spatele altor organizații. Știți ce ne lipsește nouă cel mai mult în zona creștinismului? Și vorbim aici indiferent. Un PR mai bun. Asta ne lipsește. Fiecare biserică, câți dumneavoastră, dintre dumneavoastră știți câte clinici și câte spitale are sub ocrotire Biserica Ortodoxă? Nimeni nu cred că știe, în afară de domnul Bănescu, care cu asta le are cu siguranță. Foarte multe, dar nu sunt prezentate de media. Câte centre educaționale, câte școli, câte grădinițe, câți oameni săraci mănâncă pe lângă biserici, știe cineva? Nu știe nimeni. Dar noi vrem să scoatem lucrurile acestea în evidență. Sunt o grămadă de lucruri pe care noi le facem și să știți, oamenii ne văd că stăm numai între patru pereți, că stăm numai la biserică, că doar ne rugăm, ne închinăm, îi cântăm. Vrem să ieșim din izolare, vrem să le arătăm că noi creștinii avem un impact în societate, că noi creștinii dăm mâncare celor care n-au, că noi creștinii dăm medicamente celor care n-au, că noi creștinii avem grijă de copiii noștri, că noi le dăm speranță și asta vrem să promovăm, să le arătăm oamenilor că noi suntem creștini practicanți și trebuie să scoatem lucrurile acestea. Cum? Creând materiale, vorbind despre ele, împrăștind materiale peste tot în celelalte televiziuni, și apoi lumea va vedea impactul și mai mult va fi un motivator pentru cei care, ca și mine, de mulți ani de lungul. Uite, dacă vă uitați la mine, ați auzit foarte multe cuvinte frumoase, vă mulțumesc, dar să știți că n-a fost așa tot timpul. A fost un moment în viață și eu am fost băiețelul cu minte din biserică care a stat acolo în banca lui și a venit, a ascultat și a plecat. A venit, a ascultat și a plecat și n-a făcut nimic. A fost un moment în viață când am înțeles că trebuie să fac ceva. Și dacă Dumnezeu a rânduit să ne naștem în România, și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt român și sunt născut în România, ați auzit deșteaptă-te române. Am rugat să fie, e imnul nostru. E timpul să ne deșteptem, sau deșteaptă-te creștine astăzi. Dacă Dumnezeu a reușit să mă schimbe pe mine, să-mi pun această lucrare în mână, această misiune, să știți că nu trebuie să fii nici cu bani, nici cu pregătire instituțională, trebuie să vezi schimbarea. Am avut trei mari obstacole și asta e mărturia mea. Am avut o problemă a identității. O problemă a identității. La masă acolo în spate este mama mea, familia mea. Sunt băiat născut, crescut la țară. E foarte ușor de găsit. Am crescut și nu mi-e rușine. Sunt copil de țăran. Am venit în oraș, am învățat și Dumnezeu mi-a dat aceasta. Am zis, cine sunt eu să fac lucrul acesta? Am trecut. O altă problemă este pe care toți o avem, este a resurselor. Am vrea să facem și mulți vor să facă, dar fără să consume resurse sau cu resursele altora. E foarte ușor să investești cu resursele altora. Independența financiară, să știți, în lucrarea Domnului este un mare avantaj și mulțumesc Domnului pentru lucrul acesta. Am reușit să trecem până acum, vom vedea ce va mai veni. Ne-ar ajuta un suport în continuare, să știți. Nu știu să cer bani, dar Dumnezeu știe nevoile pe care le avem. Și mai mult, pericolul pe care l-am avut cel mai mare, aceea de a renunța. Nu trebuie să avem un training de motivare, nu trebuie să avem un training de, nu știu, de leadership. Ai văzut nevoia, ai acționat. Și asta am făcut. Țineți minte,
plecați acasă, rugați-vă pentru noi, stați aproape de noi. Prodoces Media apără și promovează valorile creștine. Fiți binecuvântat! Da, cred că fiecare dintre noi ne-am rugat pentru minuni în viața noastră, sau cel puțin am auzit despre minuni, am vorbit despre minuni. E bine, seara aceasta este o minune pentru cei care nu mai credeau în minuni. Mă gândesc, chiar mi-a trecut prin minte, stăteam acolo și mă gândeam, dacă i-aș fi zis bunicii mele, bunică, știi ce, uite, mă vezi că sunt îmbrăcat sportiv acum, mă duc la alergat. Ce ai spus, mă, nepoate? Mă duc să alerg, unde mergi? Mă duc la sală. Păi hai la câmp. Ia unde? Păi mă duc acolo în fața unei oglinzi și alerg pe o bandă acolo și toată ziua, nu te plicti, nu, și îmi fac abonament. M-ai luat-o pe ulei. Nu, bunica, n-am luat-o pe ulei, așa-s vremurile astăzi, mergi la țală. Ei, dar dacă tot la bunica aș fi zis înainte de 89, bunică, știi ce? Într-o zi noi doi o să stăm așa pe fotoliu și ne vom uita și putem să vedem la televizor vorbindu-se despre Hristos. Mă, nepoate, cred că iar ai luat-o pe ulei. Ei bine, de asta spun că mulți s-au rugat înainte de anul 89 pentru radio creștin, pentru televiziune creștină și astăzi Dumnezeu a făcut o minune. De fapt, El continuă minunile în viața noastră, de aceea vrem să-L scoatem în relief pe El, Cel care face minuni. Am vrea în continuare să mai avem câteva saluturi, credem că ar fi momentul să aflăm câteva impresii și de la colegii noștri din presă, de aceea îi vom invita pe rând aici în scenă, pe scenă, pe domnul Răzvan Bucuroiu, jurnalist TVR1 și editor creștin, director, fondator Lumea Credinței, apoi pe domnul Cristian Curte, realizator la Radio România Actualități. Iar mai apoi dăm cuvântul domnului Lucian Despa, directorul general al Radio Vocea Evangheliei, iar apoi domnului Iosif Mureșan, director executiv Credo TV. Bună seara! Trebuie să vă mărturisesc că așa se cuvine să mărturisești ceea ce simți. Am trăit un moment de ananghie sufletească în seara asta, când l-am văzut pe Cristi Țepeș. Am fost colegi buni în cadrul televiziunii române, am lucrat în aceeași redacție și împreună l-am mărturisit cât am putut fiecare pe Hristos. Iertare, am uitat de el, pur și simplu în toți acești ani, am uitat de el și am avut realmente o mâhnire foarte mare, dar și o bucurie foarte mare, revăzându-l. Mi-era dor de el și nu știam. Sunt convins că dacă ați pornit sub aceste auspicii, dacă l-aveți staroste spiritual și profesional pe Cristi Țepeș, lucrurile vor merge foarte bine. Am toată această încredințare. Aș vrea să vă mai spun ceva, fără să fiu pisălog și să insist să vă abuzez răbdarea. Deși poate că nu se vede, aveți în față un dinozaur. Cred că sunt cel mai vechi ziarist de presă religioasă din România. Pe 29 ianuarie 1990, printre taburi și printre militari, eram la sub braț cu șpalturile pentru prima pagină creștină din România Liberă, condusă atunci de Petre Mihai Băcanu. Dumnezeu a vrut ca să fiu acel curier, acea persoană care să ducă vestea cea bună a lui Hristos, să o ducă în gura rotative de la România Liberă. De atunci, practic, pașii mei și drumurile mele, așa, încă o dată, a vrut Dumnezeu, n-am niciun merit. Pur și simplu eram o persoană pusă să facă ceva în acel moment al istoriei noastre fulminante de atunci din 90. Am asistat la multe nașteri ale unor vehicule de presă, eu însumi am participat la foarte multe evenimente și am fost parte în aceste lucrări. Din acest motiv spun că ceea ce se întâmplă în seara asta intră sub auspiciile bune, este un semn de bun augur, mai ales că eu însumi fiind o persoană critică și mâncând presă pe pâine atâți ani, vă dați seama, de 30 de ani fac asta, trebuie să spun că în zilele întunecate ale referendumului sau în zilele bătăliei pentru familie, mai corect ar fi să spunem așa, printre singurele raze de lumină care veneau în viața mea și în viața familiei mele erau cele de la Prodocens Media. Nu știam atunci cine este în spatele acestei lucrări, pentru că este o lucrare, într-adevăr, pe care țin să o salut și sunt absolut convins că ea va merge exact așa cum trebuie și așa cum ne dorim cu toții. În final, vreau să spun următorul lucru. Sunt sigur că ați urmărit cu toții pe Netflix acel serial The Family,
sunt absolut convins că l-ați văzut sau, mă rog, aveți cunoștință despre el. Dacă așa arată o conspirație, cum este prezentată în acel film, o conspirație creștină, o conspirație în numele lui Hristos, sunt mândru că fac parte din această conspirație. Vă mulțumesc! Deși sunt tânăr, aș zice că și eu sunt, sunt un dinozaur, ca domnul Bucuriu, dar sunt un dinozaur tânăr, pentru că reprezint o tehnologie foarte bătrână, radioul. Sigur, e mai nou decât presa scrisă, dar e totuși bătrână. Iar ceea ce faceți dumneavoastră este viitorul. Și mă bucur că există. Viitorul este YouTube. Și ați făcut foarte bine că ați intrat pe acel canal, ați făcut foarte bine că ați creat videoclipuri și cred că puteți face ceea ce noi, cei dintr-o presă care probabil sub amenințarea tehnologiilor disruptive o să dispărem la un moment dat dacă nu o să ne reinventăm, puteți să faceți un lucru cu totul aparte. Puteți să veniți cu pachete informaționale foarte, foarte mici, cu videoclipuri care să aibă, eu știu, 3 minute, 5 minute, 1 minut și jumătate, pentru că tinerii de astăzi nu mai au absolut deloc răbdare. Însă, ceea ce e foarte interesant la tipul ăsta de tehnologie și de comunicare, este că acele clipuri pot să nu treacă niciodată. Cuvintele mele de la radio țin un minut și atât. 30 de minute și atât. Eventual le mai rea cineva seara sau cine știe când într-un concediu. O emisiune TV poți să o reiei la un moment dat în buclă cât timp? O lună, două? Însă un videoclip pe YouTube poate să rămână aproape pentru totdeauna. E într-un fel echivalentul veșniciei mediatice. Un ziar trece, îl găsești, eu știu, la arhivele Bibliotecii Naționale, dar cine stă să se uite acolo? Dar pe YouTube poți să găsești videoclipuri încă de la apariția acestui canal. De aceea, ceea ce faceți dumneavoastră este într-o măsură foarte inovator și în același timp foarte conservator. Adică puteți să dați o informație nepieritoare. Cred că asta înseamnă până la urmă creștinismul. Vă mulțumesc! Bună seara! Dispozitivul de prezentare din seara aceasta a fost asigurat de colegii mei de la Radio Vocea Evangheliei Timișoara, care le mulțumesc și felicit. N-am să stric una impresie pe care ei au lăsat-o printr-o cuvântare lungă, ci doar câteva gânduri și în primul rând aș începe cu a adăuga un scurt laudațiu pentru Cătălin. Îl cunosc de 4 ani de zile. De când a avut începuturile acelea modeste cu studioul, știu cât de mult a lucrat și ce dinamic este. Acest dinamism ar putea fi ilustrat printr-o întâmplare pe care mi-o aduc aminte recent. Ne-am întâlnit în București și venea din Timișoara, mergea spre Sibiu, se întorcea după aceea în Timișoara, mergea în Belgrad, dădea fuga înapoi în București să se întoarcă în Belgrad. Toate lucrurile astea într-o săptămână. Este un om extrem de dinamic și toată acest dinamism îl dedică cauzelor bune. Dincolo de aceasta, este un lup singuratic și are nevoie de ajutor. Sper din toată inima ca această lansare să însemne ridicarea la un nou nivel al suportului și ajutorului pe care Producens Media îl merită. Un gând final. Lansarea Producens Media înseamnă venirea unei noi organizații pe o așteptare importantă. Și anume este vorba de așteptarea creșterii potențialului profetic și dimensiunii profetice în credința creștină. Suntem într-un moment în care, așa cum ați auzit și înainte, provocările sunt foarte mari la adresa religiei, la adresa credinței și dincolo de rezerve de spiritualitate și consolare pe care religia creștină le are, există această dimensiune profetică extrem de importantă prin care se vorbește despre buna așezare a cetății și în care se vorbește puterii, îi se spune adevărul în față. Avem nevoie de noi actori pentru a consolida această dimensiune foarte importantă. Ceea ce Cătălin a început este cu siguranță înscris în această linie și îi doresc foarte mult succes. Spune Sfântul Augustin, două iubiri au creat cele două cetăți importante
din această lume, cetatea lui Dumnezeu și cetatea pământească. Cetatea lui Dumnezeu a fost creată de iubirea lui Dumnezeu și iubirea de semeni, cea pământească a fost creată de iubirea de sine. Lupta dintre ele este eternă, a fost dintotdeauna, însă ea s-a apropiat în ultimele decenii, această luptă, foarte tare de pragurile noastre private, de lumea familiei, de lumea anatomiei noastre. Vorbim despre modul în care se încearcă redefinirea a însăși constituției noastre fizice. Deci această luptă s-a apropiat foarte tare și nu sunt mulți cei care încearcă să combată cu succes și cu vehemență în această luptă. Sunt puțini, dar așa cum spunea Shakespeare, we very few, we happy few, sunt puțini, însă sunt fericiți, pentru că sunt binecuvântați de o promisiune a unui Ierusalim ceresc. Pentru această cauză merită lupta, sacrificiul, pe care sunt sigur că și Cătălin și Prodocen sunt gata să-l facă. Încă o dată, multe binecuvântări și în planul acesta mare pe care Dumnezeu îl are pentru organizația creștină din România, să fii una dintre stelele cele mai strălucitoare. Bună seara tuturor! Vreau să mulțumesc în mod special Prodocens pentru invitația pe care ne-a făcut-o, dar dincolo de invitație să mulțumesc pentru încrederea care ne-au acordat-o. Cu siguranță împreună vom fi mai puternici și îmi place foarte mult, tocmai s-a schimbat, dar a fi lumină înseamnă a lua o lumină de sus și a arăta-o altora. Dumnezeu să ne ajute tuturor care vrem să împrăștiem lumina în țara asta, să o facem cu ajutorul lui Dumnezeu și cu toată convingerea noastră. Doamne, ajută-ne! Mulțumesc!
Înainte de a merge mai departe, avem o rugăminte la dumneavoastră. În mapele pe care le-ați primit, puteți găsi un formular de genul acesta, pe care am dori să îl completați. Ne va ajuta foarte mult și după aceea să lăsați la ieșire. Vă mulțumim tare mult! Da, și vreau să mergem puțin în istorie, nu foarte mult în urmă, și cred că fiecare dintre dumneavoastră vă amintiți de familia Botnariu, familia căruia cei de la Barneveneti au luat cei 5 copilași. Da? Pe atunci, rolul Prodocens Media a fost unul crucial în mobilizarea creștinilor din întreaga lume de a interveni în cazul acesta. Marius, tatăl lor, nu este prezent aici, în schimb este Daniel Bodnariu, fratele lui. Am să-l invit în față. Daniel, am să te rog să vii alături de noi, pentru că aș vrea să îl întreb pe Daniel cât de important a fost rolul mass mediei și cum ați simțit voi ca familie susținerea atâtor credincioși, mass media, oameni cu influență din mediul politic sau din fiecare structură. Cât de bine v-a prins vouă? Atunci când cei 5 copii au fost luați, primul lucru pe care mi l-a spus fratele meu atunci când am vorbit cu el, a spus: ai grijă să nu faci nimic public, să nu spui nimic, pentru că am fost amenințați. Și atunci mi-am dat seama de fapt că aceasta era problema. Și am spus: Marius, ce poți să-ți mai facă? Ți-au luat copiii, urmează să-ți mai tragă un glonte în cap. Și am spus: trebuie să facem public. Primul om care s-a implicat din media, și cu asta aș vrea să spun că media a avut un rol foarte important prin toate canalele media, primul om care s-a implicat a fost Cristi Țepeș. El s-a implicat cu toată inima, cu tot trupul, a plecat urgent în Norvegia, acolo a filmat câteva ore cu mărturii ale vecinilor, cu familia, prin care a dorit să demonstreze celor care aveau dubii că familia Bodnariu este o familie normală care își crește copiii în frică de Dumnezeu. Ai simțit mass media ca o parte, uite, încă o știre, numai bine, de publicat? Sau ai simțit mass media creștină ca un sprijin cu adevărat în acest caz? Mass media creștină a fost un sprijin în acest caz. Un sprijin prin care Dumnezeu, de fapt, s-a folosit ca să ducă la un deznodământ frumos. A fost o minune ceea ce s-a întâmplat împotriva tuturor prognosticurilor care se făceau. Această instituție era cunoscut că ceea ce ea de obicei nu dă înapoi. Cu atât mai mult să dea pe toți cei 5 copii să-i dea înapoi în familie. În ceea ce privește mass media creștină, da, a fost un sprijin, pentru că prin intermediul mass media a ajuns această știre până la capătul pământului, pot să spun. Au fost proteste în favoarea familiei și în Australia și în Statele Unite, și acesta a fost canalul de care Dumnezeu s-a folosit. Mulțumim tare mult, Daniel, pentru prezență. Dumnezeu să te binecuvinteze. Transmite salutul nostru, salutul tuturor familiei lui Marius și întregii familii, mai ales copiilor care sunt alături de părinți. Mulțumesc. Aș vrea doar câteva cuvinte să-i mulțumesc și lui Cătălin. A fost aproape de noi. Se spune la noi că un prieten adevărat la nevoie se cunoaște. Cătălin a fost un prieten care la nevoie a fost aproape de noi, necondiționat, ne-a ajutat cu tot ceea ce a depins de el, prin echipa pe care o are, și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și cred că este nevoie în vremuri ca acestea pe care le trăim să fim, așa cum Sfânta Scriptură ne cere, sare și lumină. Să fim sare, pentru că sarea conservă. Și mă rog ca această platformă, Prodocens, să fie sare și să fie lumină într-o lume care tot mai mult zace în întuneric. Mulțumim tare mult, Daniel Bodnariu alături de noi, puteți să-i dați o mână de aplauze. De data aceasta, cu zâmbetul pe buze, au fost vremuri când plângeau și plângeam împreună cu ei. Foarte important ceea ce spuneam, mass media are un impact foarte mare și o influență foarte puternică. Mă gândesc doar la Billy Graham, care prin anii 40, el și-a dat seama de această putere. Prodocens Media, fi lumină în continuare! Știm că una dintre valorile Prodocens Media este familia.
Așa că un alt proiect important în care s-au implicat a fost referendumul pentru schimbarea articolului 48 din Constituția României cu privire la redefinirea familiei. Câteva gânduri ne vor fi aduse în câteva momente de președintele Platformei Civice Împreună, domnul Mihai Gheorghiu. Apoi ascultăm și pe doamna Alexandra Nadane, președintele Asociației România pentru Viață. Domnul Samuel Tuțac, pastor al Bisericii Baptiste Providența din Timișoara, este alături de noi și are un cuvânt de salut. Iar mai apoi ascultăm pe doamna Ligia Dugulescu, președintele Asociației Evanghelistice și de Caritate, Iisus Speranța României. După cum puteți vedea, sunt mulți cei care susțin mass media creștină, de aceea le vom da loc și domnului comisar Ionuț Mugâldea, șef serviciu psihologic la penitenciarul de maximă siguranță Giurgiu, apoi domnului Daniel Mariș, rectorul Institutului Teologic Baptist din București, și iar apoi domnului Ieremia Rusu, rectorul Institutului Teologic Creștin după Evanghelie, Timoteus. Bună seara, dragi prieteni! Sunt aici astă seară la invitația prietenului nostru, Cătălin Vasile. Suntem mai mulți din comitetul care am coordonat campania de peste 3 ani a referendumului. E aici și doamna Ana Corina Săcrieru, este și Andrei Manea, alături de soția dânsului. Câțiva dintre cei care au stat zi și noapte pentru a duce la bun sfârșit una dintre cele mai frumoase misiuni pe care viața și bunul Dumnezeu ni le-a îngăduit. Cătălin a fost aproape de la început, chiar de la început, unul din pilonii echipei noastre, un om care a stat zi și noapte slujind această mare comunitate care este poporul român în această luptă a referendumului, pe care mulți dintre noi nici astăzi n-au înțeles-o, dar să sperăm că va fi înțeleasă la adevărata ei amplitudine cât de curând. Cătălin, repet, a fost unul dintre pilonii echipei, un om cu o dăruire extraordinară și, ceea ce este foarte rar astăzi, un om autentic. Un om care nu are două personalități, un om care slujește până la capăt în momentul în care se angajează, un om curajos și un om care a trecut prin prigoana prin care au trecut mulți dintre cei care s-au angrenat și s-au angajat pentru referendumul de acum un an. Se împlinește acum un an. Prodocens pentru a învăța. Și ce să învățăm? Cred că una din, sau două lecții ar trebui să învățăm cât mai mulți dintre noi și cât mai mulți poate chiar dintre copiii noștri. De asta cred că ar fi bine să discutăm din când în când și despre o teologie a curajului. Trebuie să fim din ce în ce mai curajoși în a ne apăra pe noi înșine, societatea, biserica, bisericile noastre și mai ales și o teologie și o acțiune a solidarității, a comuniunii cu cel mai aproape sau cu cel mai departe de noi. Cătălin e un om cu inima bună. Ce înseamnă un om cu inima bună? Un om în care Dumnezeu și-a pus amprenta și degetul de lumină. Îi mulțumim lui Cătălin pentru toți acești 3 ani, pentru darul său de a fi autentic, de a fi credincios și cinstit, și darul de a-și recunoaște greșelile, de a merge împreună după momentele grele. Un om pe care m-am bucurat că l-am cunoscut și un om care va rămâne în inimile noastre și noi sperăm în inima sa.
Noua platformă media, extinderea mai vechiului Prodocens Media, e un proiect, cred că e un proiect pe care și l-a definit sau redefinit, inclusiv având experiența referendumului și a ultimelei luni a campaniei pentru referendum. Dumnezeu să te binecuvânteze, Cătălin. Bună seara, numele meu este Alexandra Nadane, sunt președintele Asociației România pentru Viață. O parte dintre dumneavoastră mă știți prin prisma Marșului pentru Viață. Sunt din când în când oameni care vin și întreabă, domnule, cum aș putea să mă implic și eu în activități pro-viață sau cum aș putea să schimb societatea, lumea în care trăiesc? Și am obiceiul de a spune că e nevoie de o locomotivă, de un om care să știe ce vrea de la viață, să aibă un obiectiv și să lupte pentru el. Și dacă este să vorbim de Cătălin Vasile, e un om care și-a dorit să mărturisească viața, credința, familia și a luptat pentru asta. Să faci o televiziune online necesită trei lucruri. Continuitate, informare și unitate. A reușit să le aducă pe toate acestea împreună, dar nu singur, cu ajutorul unor oameni pe care i-a inspirat și care s-au inspirat din munca lui și s-au alăturat. Cam la fel s-a întâmplat cu Marșul pentru Viață în ultimii ani, pentru că în 2012-2013 erau vreo 25-30 de orașe în care se organiza Marșul pentru Viață. Anul acesta, Marșul pentru Viață s-a organizat în 670 de localități din România și Republica Moldova, mii și zeci de mii de oameni care au ieșit pe străzile orașelor pentru a mărturisi viața, pentru a-și mărturisi dragostea pentru femeile în criză de sarcină și pentru copiii nenăscuți. Și, desigur, când am venit aici, Cătălin mi-a zis, uite, vorbește despre comunicarea pentru viață, de ce e nevoie de comunicare pentru viață? Și aș putea să dau două exemple, înainte să fug de pe scenă. Este vorba de acum mama unui copil cu sindrom Down, care a ales viața pentru că a citit la mine pe blog o mărturie despre un copil cu sindrom Down și o altă tânără care a ales să rămână în România să se implice în voluntariatul pro-viață pentru că pe Facebook a văzut niște exemple de activități pro-viață. Desigur, sunt mulți oameni care zic, domne, este plină lumea de știri negative, nu mai pot să schimb nimic. Dar știți și dumneavoastră foarte bine că aveți puterea de a inspira pe alți oameni să facă bine. Uitați câți oameni a inspirat Cătălin în seara asta să facă bine, să fie aici, să mărturisească binele, frumusețea, adevărul și să încurajeze să se alăture aceste televiziuni. Aș încheia, nu știam, n-aveam nicio idee că în seara asta va fi acest slogan, fii lumină, dar m-am gândit să închei cu această idee că da, este mult întuneric în lume, nu poți să schimbi tot răul din lume, dar poți să fii o lumânare aprinsă într-o cameră întunecată. Dacă este suficient o lumânare pentru a produce lumină, iar de la acea lumânare, cu siguranță, se vor aprinde și alte lumânări și în final vor lumina camera. Așadar, fiți lumină, mărturisiți viața, inspirați pe oameni să facă bine. Bună seara! Mulțumesc, Cătălin, că te-ai gândit și la noi, cei din vestul țării, să ne inviți aici, la cei din Timișoara și din zona. Vreau să te felicit pe tine și echipa de la, cum ziceți voi, Prodocens, da? Pentru tot ceea ce ați făcut până acum. A fost o lucrare, așa cum am auzit, o lucrare extraordinară, o luptă bună, o luptă care trebuie să o ducem. De fapt, să știți, noi nu facem nimic spectaculos atunci când luptăm pentru valorile creștine, când căutăm să fim lumină, așa cum Domnul Iisus ne-a învățat, ci pur și simplu împlinim ceea ce Hristos ne-a cerut, să fim sarea pământului și lumina lumii. Cătălin, vreau să-ți mulțumesc că ai ales să lansezi platforma aceasta tocmai în ziua de 24 septembrie. Acum 30 de ani, în 24 septembrie, i-am spus unei fete frumoase pe nume Simona, că o iubesc, că voi fi alături de ea, la bine și la rău, în bucurii și în necazuri, în sănătate și în boală, până ce moartea ne va despărți. Și m-am ținut de cuvânt, să știți. Și în seara asta suntem amândoi aici, dovadă că Dumnezeu, atunci când unește doi oameni, îi ține împreună
până la capăt și le dă putere. Să ne ajute Dumnezeu să fim lumină toți, nu doar ei. Și plec în seara asta cu un slogan nou care l-am învățat de la Părintele Doboș. Mi-a plăcut extraordinar. Hristos nu ne-a chemat să fim cuminți. Mi-a plăcut asta. Am auzit de prea multe ori, fii cuminte, stai liniștit. Cătălin, mai liniștește-te. Nu, Hristos nu ne-a chemat să fim cuminți. Ne-a chemat să fim semnificativi. Doamne ajută! Părinte, mă iertați că v-am luat sloganul. E extraordinar. Fiți binecuvântați! Bună seara! Sunt foarte onorată să mă aflu aici și îți mulțumesc, Cătălin, pentru onoarea aceasta și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut ocazia să-l cunosc pe Cătălin și pe soția lui minunată și să văd că sunt mulți oameni în țara asta chemați de Dumnezeu pentru a fi lumină și a face o lucrare și de aceea cred că această televiziune online ne va putea ajuta pe fiecare să cunoaștem mai mult despre ce facem în diferite părți ale țării și așa nu știm poate unii de alții, dar cred că vom putea descoperi mult mai multe lucruri frumoase. Vreau să vă spun că pentru mine ProDocens Media înseamnă o medie pentru Dumnezeu, care îl onorează pe Dumnezeu prin tot ce face. Tata vorbea foarte mult despre importanța mass media imediat după Revoluție. Așa cum mulți l-ați cunoscut, a fost un vizionar, a fost un om care a deschis multe drumuri pentru educația creștină în România și a susținut pe toți cei care au deschis televiziuni sau radio sau presă pentru că a realizat cât de puternică este și ce impact are în lumea în care trăim. Pentru Cătălin astăzi, aceasta este un vis care a devenit realitate. Dar visul acesta nu este doar al lui Cătălin, ci noi toți avem acest vis ca să vedem că în țara noastră există astfel de comunicare mass media. Și de aceea vrem să-ți mulțumim astăzi, Cătălin, pentru că tu, de fapt, ai făcut toată munca și pentru noi. Tu porți steagul nostru al tuturor. De azi, trebuie să-l susținem cu rugăciune, cu bani și cu prietenie sinceră. Pentru că dacă ne aflăm aici, înseamnă că El ne consideră prieteni. Și dacă ne aflăm aici, înseamnă că El crede că și noi avem aceeași viziune ca și El. Cătălin e un formator de opinie, un om smerit, sincer, harnic și în orice domeniu slujim, ca și Cătălin vom vedea că doar atunci când ieșim din zona de confort vom putea vedea cu adevărat ce face Dumnezeu prin fiecare dintre noi. ProDocens ne va ajuta să aflăm unii despre alții și ne va inspira. Vom putea duce lumină și sare în locuri unde altfel nu am putea ajunge. O mare binecuvântare și responsabilitate în același timp. Este foarte benefic pentru generația tânără și pentru generațiile viitoare, pentru că mediul online este casa lor. Pot doar promite susținerea mea și a Asociației Evanghelistice și de Caritate Iisus Speranța României. Știu că Dumnezeu te va însoți pas cu pas. Mulțumesc! Bună seara! Sunt foarte emoționat, nu m-am aflat niciodată în această poziție. Toți antevorbitorii mei știu că cel mai greu este să vorbești mai la urmă, pentru că tot ce s-a spus frumos despre Cătălin s-a spus la început și pe tot parcursul acestei întâlniri. Eu vreau în schimb să vă fac o confesiune, poate nu știați. Cătălin, nu știu cum l-ați cunoscut, eu l-am cunoscut acum 4 ani, când a fost condamnat să execute o pedeapsă privativă de libertate pe viață. Din această pedeapsă, pe care cred că doar Dumnezeu i-a stabilit-o, a executat decât 4 ani. Ne-am cunoscut printr-un prieten comun, Dumitru Viorel, care se află cu mine la acea masă, și cred că nimic nu este întâmplător. Eu nu mă pricep la cuvintele frumoase pe care dumneavoastră poate că sunteți pregătiți să le rostiți în aceste comunități,
În schimb, am lucrat cu oameni și cu organizațiile dumneavoastră pentru că m-au sprijinit în activitatea mea. Când am primit această invitație să vin alături de prietenul meu, Cătălin, am răspuns cu plăcere și am venit alături de o echipă tânără cu care de peste 20 de ani stăm într-un loc foarte întunecos, numită închisoare de maximă siguranță, un loc în care este foarte mult întuneric, atât în mintea cât și în sufletul oamenilor. Și mi-amintesc că am plecat și mă uit la motoul ăsta, fi lumină, care m-a inspirat să spun ceva la sfârșit. Am plecat ca niște licurici și alături de noi au mai venit câțiva oameni care fac voluntariat. Și o văd aici pe Simona, nu știam că este prezentă, care este psiholog și este voluntar alături de noi și ne chinuim să facem ceva cu oamenii ăștia care rătăcesc pe cărările vieții. Este și Alin Pădurean, care are un proiect frumos cu noi și ne ajută foarte mult. Este Alina, care este directoră integrare socială, Mihaela, șefa Serviciului Educație, Cătălina, care este asistent social și ni s-a alăturat acestei echipe acum 4 ani, tot în calitate de voluntar, Cătălina, așa ne-am cunoscut. A venit în lumea asta închisă în spatele unui zid unde rătăcesc suflete pierdute și într-o scurtă discuție ne-am zis că aici e locul unde trebuie să facem lumină și m-a inspirat acest moto al lui. Și încercăm de câțiva ani de zile să facem lumină. Deocamdată suntem un felinar. Multe comunități ale dumneavoastră vin alături de noi, avem protocoale de colaborare cu multe fundații, asociații creștine care ne sprijină să aducem pe drumul bun pe acești oameni, pe acești oameni pierduți și este singura ocazie sau prima ocazie prin care eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru lucrurile bune pe care le faceți pentru oamenii de închisori. Revenind la proiectul lui Cătălin, noi am activat foarte mult latura producent social și am reușit niște minuni la care chiar eu nu mă așteptam după 20 de ani de zile și nimeni nu visa ca împreună cu Cătălin să avem ocazia să scoatem condamnați pe viață din închisori, din spatele zidurilor, să mergem în căsuțe de copii abandonați de părinți, să le împodobim camerele, să le pictăm pereții cu condamnați pe viață care au diferite talente descoperite de Mihaela care a stat seară alături de mine. Să mergem prin parc cu oameni care statul român a zis că sunt foarte periculoși și au fost urmărit internațional și aduse din cine știe ce țări îndepărtate. Și prin latura asta socială care am dezvoltat-o cu partenerii noștri, am reușit să convingem autoritățile că fiecare om, indiferent de greșeală, merită o șansă. Și am mers alături de Cătălin prin parc, cu condamnați pe viață și cu copiii lor, am mers la teatru, am mers la muzeu și în calitate de tineri am vrut să dăm o față umană acestor locuri în care societatea a trimit oameni. Vrem să ne extindem această colaborare, sunt convins că televiziunea modelează caractere, formează tineri, mă bucur că ai luat această decizie, a avut această inspirație. Nu știu câți dintre dumneavoastră știu cum arată o zi sau o viață în penitenciar. Cătălin a reușit să vadă asta, să învețe asta. Și principalul mijloc de evadare de acolo este televiziunea. Tocmai de aceea mă bucur că a avut inspirația, pentru că oamenii pe care noi îi avem în grijă se uită foarte mult la televizor și e foarte important ce se transmite prin televiziune. Cum educăm acești oameni. N-aș vrea să țin acest discurs foarte mult. Vă urez poftă bună și o să mă alătur dumneavoastră. Îți mulțumesc, Cătălin, pentru că faci parte din prietenii mei. Am puțin prieteni, cunosc multă lume. El este prietenul meu și mulțumesc că m-a ales să fiu prietenul lui. Bună seara tuturor! Vreau să îl felicit pe Cătălin pentru că a reușit să ne adune pe toți în această seară aici. Îmi aduc aminte de prima transmisiune live dintr-o biserică baptistă. A fost din Biserica Baptistă Golgota, în care slujesc ca pastor, în urmă cu 4 ani de zile, după centenarul Traian Dorz, când un cor de tineri care au cântat și la Ateneu cu o zi înainte, au fost prezenți în biserica noastră. Și mi-aduc aminte de emoțiile, de pasiunea pe care Cătălin și echipa lui din ziua aceea și până astăzi le-au transmis cumva tuturor celor care au ajuns să-i cunoască. Și vreau să îi las o încurajare lui și nouă tuturor în seara aceasta. Obișnuiesc să spun bisericii lucrul acesta în ultima vreme destul de des.
E un cuvânt din Scriptură care cred că e o încurajare pentru Cătălin astăzi și vorba unui mare scriitor american, Mark Twain, un compliment bun mă ajută să trăiesc zile multe cu el și în seara asta cred că ai primit destul de multe complimente bune, dar aș vrea să îți aduc unul bazat pe ceea ce spune Pavel în Efeseni 2:10, căci noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pregătite mai dinainte de Dumnezeu ca să umblăm în ele. Cătălin, ai făcut o lucrare minunată, ești o lucrare minunată a lui Dumnezeu și partea cea mai frumoasă este că toți de aici suntem lucrarea minunată a lui Dumnezeu. Ne-a chemat Dumnezeu să fim parte dintr-o lucrare mai mare decât suntem noi și bisericile în care slujim și ne-a dat harul ca să ducem și prin media un mesaj de iubire lumii întregi. Domnul să te binecuvinteze și să vă binecuvânteze. Mulțumesc! Vă spun și eu bună seara și îl felicit pe Cătălin pentru lansarea platformei ProDocens și aceasta pentru că am colaborat cu Cătălin în câteva proiecte, ne-a ajutat la Institutul Teologic Creștin pe Evanghelie Timoteus și am văzut profesionalismul, inima și totodată faptul că niciodată nu a exagerat în tot ceea ce a făcut. Este o lucrare extraordinară pe care a început-o și doresc ca dezvoltarea acestei lucrări să fie tot mai mare. Mă bucur de proiectele viitoare despre care am auzit, faptul că vor să învețe cum să comunicăm. Este important lucrul acesta. Și aș dori ca să las un singur gând. Într-o societate secularizată avem nevoie ca să comunicăm credința creștină. Trebuie să comunicăm credința creștină. Și punctul de plecare, punctul central de fapt al comunicării credinței creștine este însăși natura lui Dumnezeu care este triunic și care este caracterizat de comunicare între Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și această caracteristică a naturii lui Dumnezeu s-a transmis mai departe și către ființa umană. În comunicare să nu punem omul în centru, ci să lăsăm pe Dumnezeu ca să fie centrul, pentru că Dumnezeu este Cel care ne-a creat și pe noi ca ființe relaționale cu care vrea să aibă o relație personală, de aceea a și stabilit un mijloc de mântuire pentru noi oamenii. Vă doresc succes, vă felicit încă o dată pentru seara aceasta și pentru toate proiectele pe care le aveți în plan și în derulare și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Hello everyone, this is Dr. Don Wilton of the Encouraging Word Broadcast Ministry and First Baptist Church in Spartanburg, South Carolina. I'm just so delighted to be able to talk to you today and share my absolute joy with Brother Nailu and the launch of this incredible television ministry right there in beautiful Romania among each one of you. I'm so thrilled because of the gospel of the Lord Jesus Christ and because of the opportunity to share the love of God with people and to see the life-changing impact of what Jesus Christ does for each one of us. You know, for many, many years, I served as pastor of Dr. Billy Graham, and he would encourage me all the time as we would talk and share together about the gospel and about beautiful places like Romania and how that Jesus changes lives and how important it is. And so I just want you to know that I'm praying for you. I'm praying for Brother Nailu. I'm praying for this television ministry. We here in South Carolina in the United States
are sharing in the joy of the gospel of the Lord Jesus Christ. And we pray God's richest and most wonderful blessings upon each one of you. God bless you. Stimați prieteni, mai avem câteva minute împreună. Vreau să spun câteva cuvinte despre acest video și despre această persoană. Este un pastor foarte renumit din Statele Unite, este un pastor din anturajul lui Billy Graham și a trimis un mesaj foarte important de încurajare. Vreau să spun că prin bunăvoința Uniunii Baptiste, Prodoces Media își are sediu în exact clădirea Uniunii Baptiste din România. Și vreau să mulțumesc conducerii acestei uniuni, fratelui Viorel Iuga, fratelui Nelu Ardelean. Iar dacă numele, platforma vine de undeva, să știți că vine de la fratele Nelu Ardelean. El m-a zis, bă, dacă tot ai făcut atât de lucruri multe, de ce nu faci mai mult decât ai făcut? Știți că celui ce face, îi se dă mai multe de făcut. Și atunci a zis, el a venit cu ideea asta, hai să de ce nu-i spui platformă? Și așa am ajuns la acest nume. Înainte de a ruga pe Raluca și pe Raul să introducă următorii trei speaker, ultimii, vreau să vă mulțumesc și să vă încurajez să mai aveți puțină răbdare, da? Bun, mulțumesc! Am văzut câteva imagini din sediul Prodocens, din studioul Prodocens Media și ne dorim pentru echipa ce va lucra și lucrează acolo să iubească mai mult decât programele, mai mult decât softurile, mai mult decât aparatele cu care vor lucra, mai mult decât emisiunile pe care le vor edita, să-L iubească pe Iisus Hristos. Ne dorim ca pentru fiecare dintre dumneavoastră, dincolo de ceea ce faceți, să-L iubiți pe Domnul Iisus Hristos. Ați auzit? Mai avem câțiva invitați și vrem să le dăm loc. E vorba despre doamna Florica Cherecheș, deputat, apoi domnul Daniel Gheorghe, de asemenea deputat. Mai apoi îl vom asculta pe domnul Cristian Măgura, director de programe Speranța TV și Radio Vocea Speranței, iar mai apoi pastorul Vasilică Croitor, din partea editurii Succeed Publishing. Cu ultimele forțe, haideți să-i aplaudăm! Mulțumesc! Sunt onorată de această invitație neașteptată de a vă adresa câteva cuvinte. Mi-am amintit, stând aici și ascultând ce au spus alții, de faptul că prin anul 1974-76, înaintea erei multora dintre cei de aici, fratele Liviu Olah, în biserica numărul 2 din Oradea, spunea și credea ceea ce spunea, și anume: haideți, frați și surori, să ne rugăm pentru televiziune și radio creștin în România și ca Evanghelia să fie predicată pe stadioane. Și noi ziceam amin și ne rugam, dar credința noastră
era câtă era. Dar erau oameni cu viziune care chiar credeau. Acum vedem că se întâmplă lucrurile acestea, vedem că apar radiouri noi, televiziuni noi, că Evanghelia se predică pe stadioane și e un lucru extraordinar. Însă ceea ce cred că ne mai trebuie este să avem acea credință care mută munții, acea credință neștirbită de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Și știți, s-a pomenit aici de The Family. Am apărut și eu în două scene pe acolo. Și am urmărit cu atenție acel serial. Leitmotivul a fost Iisus și nimic. Asta trebuie să ne însuflețească pe noi. Ceea ce noi avem de transmis este lumina lui Hristos, dragostea lui, bunătatea lui față de cei din jurul nostru. Indiferent unde suntem, indiferent care este misiunea pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu, să fim lumină și să-L propovăduim pe Iisus și atât. Mulțumesc foarte mult, vă doresc multă binecuvântare, mulțumim tare mult, Cătălin, pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi până acum, pentru faptul că ai fost întotdeauna alături când am organizat evenimente aici în Parlament, alături de grupul de rugăciune, la micul dejun cu rugăciune. Te așteptăm și săptămâna viitoare să ne dai o mână de ajutor, dar probabil că deja lucrurile astea s-au discutat. Și vă doresc tuturor multă binecuvântare ca să putem să fim lumină și să-L propovăduim pe Iisus și atât. Bună seara, doamnelor și domnilor, frați creștini! Mă bucur foarte mult să fiu prezent aici alături de un bun prieten, Cătălin Vasile, și echipa de la ProDocens, pe care am cunoscut-o în acea perioadă foarte tulbure și foarte importantă pentru România, perioada în care ne-am luptat cu toții pentru apărarea familiei și a valorilor creștine în societatea românească. Și atunci am avut bucuria să-l cunosc mai îndeaproape pe Cătălin și să păstrez o legătură strânsă cu el. Și ceea ce am remarcat în primul rând a fost acest spirit al mărturisirii, acest curaj și această dorință de a spune adevărul și de a spune lucrurile pe nume. Și totodată am văzut o seninătate care venea evident dintr-o credință trăită adânc. Și cred că astăzi este o zi importantă pentru ceea ce înseamnă presa creștină din România și mass media creștină. Mă gândesc că ar trebui să încetăm să ne mai comportăm ca o minoritate timorată într-o societate care este construită pe baze creștine. Dacă ne uităm în toate statisticile și în toate documentele oficiale, mult peste 90%, deci o ultramajoritatea cetățenilor români se declară a fi creștini. Și de câțiva ani încoace, sub acest asediu necontenit al secularismului, sub acest asediu acestor ideologii care vor să calce în picioare tot ceea ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă credință, ce înseamnă morală, ce înseamnă moștenire primită de la moșii și strămoșii noștri care l-au mărturisit pe Hristos, în toți acești ani, noi creștini, indiferent de cultul căruia aparținem, începem să ne simțim tot mai timorați și lăsăm centrul societății unor oameni care nu au nimic în comun cu valorile fundamentale pe baza cărora se întemeiază însă societatea modernă în care trăim, Uniunea Europeană, ai cărei membri suntem, nu mai spun România. Pentru că România este o societate creștină și așa trebuie să rămână. Auzim tot felul de minciuni cu statul laic care s-ar opune bisericii și cu faptul că de fapt, credința este o chestiune intimă, nimic mai fals. Credința înseamnă mărturisire, credința înseamnă împărtășire și împărtășanie în același timp. Credința se afirmă și se asumă. Și cred că a venit timpul să o afirmăm și să o ne asumăm. Au fost vremuri în istoria bisericii, care au fost poate vremuri ale ascezei, vremuri ale teologiei teoretizante sau au fost
vremuri în care biserica se găsea într-o poziție socială total recunoscută de toate părțile și de toți actorii sociali. Dar astăzi, mai mult decât în ultimele secole, sunt niște timpuri ale mărturisirii, niște timpuri în care noi toți suntem chemați să nu fim lași, să nu ne ascundem și să nu fugim. Și e foarte important să nu fugim din acest spațiu public, să lăsăm la voia întâmplării. Să lăsăm celor care vor să distrugă familia, celor care vor să distrugă biserica, celor care cred că totul este în această lume strict redus la material și chiar la animalic, celor care vor să transforme viciul în virtute și celor care vor să facă din obscenitate reper public și în același timp să alunge creștinismul înapoi în catacombe. Acestor oameni trebuie să le spunem, pe aici nu se trece. România este un pământ creștin. România este binecuvântată de Hristos și este un pământ sfințit de picioarele sfinților apostoli Andrei și Filip care au călcat pe aceste locuri. Iar mărturisirea noastră de credință trebuie să fie urmată de fapte, trebuie să fie urmată de acțiune. Nu putem tolera ca în România să se acrediteze tot felul de teorii aberante conform căreia biserica este undeva o marginalitate, conform cărora creștinii trebuie să stea în banca lor și să se ascundă. Adică noi putem vedea în spațiu public orice fel de manifestare indecentă, imorală, oricât ar fi ea de agresivă și chiar la limita legii, însă noi creștini trebuie să ne ascundem. Să spunem așa doar în lăuntru caselor noastre că suntem creștini. Nu! Acest lucru este total nepermis. De aceea, mass media de acest tip joacă un rol fundamental. Și am mare încredere în Prodocens Media că va reuși să ducă acest mesaj creștin. Pentru că acum sunt timpuri în care suntem chemați să fim uniți. Toți, indiferent de cultul din care facem parte. Fie că suntem ortodoxi, fie că suntem catolici, fie că suntem baptiști, evangheliști, penticostali sau aparținem altor culte creștine. Cu toții suntem chemați să mărturisim, cu toții suntem chemați la unitate. Avem aceeași moștenire lăsată de Iisus Hristos și mărturisim aceeași Sfântă Trăime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Și nu putem să fim lași, nu putem să lăsăm ca această Românie să se prăbușească și să se afunde în mizerie, să se afunde într-o dictatură a bolșevismului de tip nou, și acestui totalitarism care vrea să distrugă credința din noi. Ca atare, consider că, în general, mass media creștină nu trebuie să fie una considerată de nișă sau izolată într-un spațiu marginal al mediului public, ci trebuie să fie una centrală, pentru că centrali în societatea românească sunt creștinii, iar nu anticreștinii și seculariștii, nu cei care încearcă să otrăvească libertatea, să distrugă demnitatea umană prin ideologii care calcă în picioare învățătura lui Dumnezeu. În concluzie, sincer, cred că în aceste timpuri este nevoie de o luptă care să combată minciuna și cenzura. Avem de-a face cu o cenzură incredibilă în mass media și în spațiu public la adresa vocilor creștine, inclusiv a celor voci creștine care nu sunt foarte, să spunem așa, incisive. Iată, vedem cum, pe nevăzute, sub o presiune ideologică foarte susținută, pe care am văzut-o și în anii trecuți, vocile creștine se caută a fi marginalizate. Aveam de-a face cu un fel de cenzură privatizată, o vedem pe rețelele de socializare. Avem de-a face cu o cenzură sublimată, o cenzură ascunsă, pe multe televiziuni generaliste, care omit să vorbească de faptele bune ale bisericii și permanent aruncă în spatele preoților toate lucrurile rele. Aproape că nu mai e tragedie în România unde să nu fie asociat un preot, că a trecut pe stradă înainte să se intre un drogat cu mașina în cineva. De exemplu, trebuie să aflăm că acolo pe strada respectivă a trecut un preot cu mașina. Așa s-a ajuns. Iar această minciună, această cenzură, și o vedeți dumneavoastră și pe mijloacele sociale care se țin de era digitală, o vedeți pe televiziune, o vedeți în ceea ce a mai rămas din presa scrisă, o vedeți chiar și mediul radiodifuziunii. Această cenzură trebuie combătută
E o cenzură imorală și o cenzură ilegală. Iar Prodocens Media și toți ceilalți din presa creștină, toate posturile de televiziune, toate grupurile care susțin și apără valorile noastre strămoșești, trebuie să-și asume această misiune de a combate cenzura și minciuna. Pentru că cenzura, minciuna și terorizarea populației sunt armele acestor ideologii totalitariste de tip nou, ascunse sub masca corectitudinii politice și a relativismului moral și social, care au ca țintă distrugerea identitară a lumii, îndepărtarea omului de Dumnezeu, eliminarea bisericii din spațiu public și distrugerea familiei, după cum am văzut cu toții că se încearcă pe tot felul de căi. Cred că Dumnezeu trebuie să ne țină uniți pe toți, indiferent de opțiunile noastre, indiferent de unde suntem, indiferent în ce, la ce biserică mergem sau cărui cult creștin îi aparținem. Și avem nevoie de această unitate, să mărturisim valorile decalogului creștin, să mărturisim ceea ce înseamnă credința noastră și să apărăm până la urmă firescul, normalitatea și sănătatea morală a societății românești. Pentru că fără această sănătate morală nu vom avea nici creștere economică, nu vom avea nici bunăstare materială, nu vom avea nici liniște, nici echilibru în societate, nu vom reuși nici să scăpăm de cei care doresc să facă rele sau comit infracțiuni. Ca atare, valorile creștine sunt esențiale și primordiale pentru societatea românească, acum și pururea și în vecii vecilor, a spune. Felicitări celor de la Prodocens Media, succes întregii echipe, felicitări din nou lui Cătălin Vasile și pentru toată munca pe care a depus-o în această perioadă, felicitări tuturor creștinilor care apără aceste valori în România, indiferent unde se găsesc ei și indiferent cum se numesc ei. Dumnezeu să apere și să binecuvânteze România! Bună seara! Numele meu este Cristian Măgură, sunt director de programe la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Am întârziat puțin în această seară, dar ajungând totuși pe final, am reușit să mă conectez la energia discursurilor, la entuziasmul dumneavoastră. Sunt contagioase. Pentru că suntem la finalul acestei întâlniri și vreau să vă împărtășesc doar câteva gânduri, câteva frământări care mă însoțesc în fiecare zi. În anii 90, la începutul anilor 2000, am privit cu toții toate oportunitățile tehnologice ca pe niște binecuvântări uriașe pe care Dumnezeu ni le-a oferit. Erau atunci perioade în care se făceau primele transmisiuni în direct, primele streaminguri online. Repet, priveam aceste oportunități ca fiind marile binecuvântări ale lui Dumnezeu pentru mass media religioase din România. De-a lungul timpului ne-am familiarizat cu aceste tehnologii, chiar și cu noile tehnologii. Cele mai multe biserici din România au astăzi streaming online. Predicile sunt accesibile pe internet, pe aplicații, pe telefoane, oriunde. Dar aș vrea să amintesc și să lansez o provocare nouă. Dincolo de acest entuziasm, dintr-un defect profesional, pentru că la bază sunt jurnalist, mă uit pe cifre, analizez statistici, ceea ce se întâmplă în România, în Europa, dar ceea ce se întâmplă și în Statele Unite ale Americii. Este, repet, contagios entuziasmul, activismul, militantismul religios. Totul este contagios. Dar în același timp, cifrele indică o direcție, o anumită răcire a spiritualității. De aceea, marea provocare a noastră, a noii platforme, este să găsim acea înțelepciune pe care numai Dumnezeu ne poate oferi, de a ajunge să vorbim acestei societăți și mai ales tinerilor, așa cum se spunea despre Mântuitorul,
Nimeni n-a vorbit ca omul acesta. Să vă ajute Dumnezeu să vă dea înțelepciune, să vă călăuzească pașii și să fiți o voce între multe alte voci din România, dar o voce proeminentă. Amin. Cred că ați auzit cu toții povestioara despre predicatorul care a rămas ultimul în sală. A fost întrebat de femeia de serviciu de ce n-a plecat și a spus că urmează la cuvânt. Vestea bună este că n-am un discurs, vestea și mai bună, avem un cadou pentru dumneavoastră. Este vorba de două cărți care ne pregătesc în fața unei alte avalanșe care vine împotriva societății din România, și anume pericolul islamizării. Cartea aceasta așează lucrurile într-o perspectivă moderată, echilibrată, dar îndeoseb teologică. Cum să răspundem și care este perspectiva teologică referitoare la islam? Teologică ne referim la teologia coranică chiar. Și de asemenea aveți un DVD-ul pe care vă încurajez să-l puneți în mâna formatorilor de opinie, a celor care lucrează cu tinerii, a pedagogilor din școli. Este un DVD-ul despre prevenția traficului de ființe umane, care în societatea din România încă este o mare problemă. Dumnezeu să binecuvânteze Producenți Media, Dumnezeu să binecuvânteze România! Vă mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră de a fi la acest moment de sărbătoare împreună cu noi. De acum ne așteaptă multă muncă, dar și mai multe momente de bucurie. Noi știm că nu suntem singuri, de fapt, în acest proiect. Alături de noi merge Dumnezeu. Iată, ne ajungi la final și cred că mulți nu trebuie să facem foarte mare efort, pentru că văd deja o mulțime de oameni care sunt în picioare. Aș vrea să se facă un pic de liniște, cel puțin pe hol. Am vrea să ne ridicăm cu toți în picioare și să încheiem această seară rostind cu voce tare rugăciunea Tatăl nostru. Așadar, atât cei de pe hol care sunt acum, cât cei din sală care au mai rămas, aș vrea cu voce tare să rostim această rugăciune, rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru. Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, și cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amin. Mulțumim tare mult pentru această seară, mulțumim tuturor invitațiilor din partea Producenți Media, vă dorim multă binecuvântare și nu uitați să fiți lumini!